Doamnelor și domnilor, bun găsit, suntem la Între Plus și Minus împreună cu domnul Dragoș Danubianu. Bun găsit, domnule Danubianu. Salut. Patru subiecte am ales pentru dumneavoastră, domnilor și domnilor, în această ediție a emisiunii. Vorbim despre bugetul pentru anul 2023 al municipiului Suceava, o declarație recentă a primarului Ion Lungu în conferința de presă săptămânală. Vorbim despre o declarație făcută chiar în această săptămână, mai precis miercuri. Al doilea subiect este cel referitor la faptul că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava vrea să specializeze niște oameni cu diplomă care să asfalteze, ori care să monteze cofraje. Este vorba despre asfaltatori și dulgheri cu diplome de la AJOFM. Vorbim despre gripă, din nefericire, destul de multă la Suceava și de ce s-au fost din aceste cauze. Și vom vorbi, bineînțeles, și despre faptul că gigacaloria este mai scumpă, se simte asta în buzunarele celor care sunt racordat la sistemul centralizat de încălzire și care, iată, trebuie să plătească ceva mai mulți bani decât au plătit până acum, la debut de iarnă, ori în anii trecuți. Așadar, prima chestiune este cea referitoare la faptul că bugetul este unul foarte mare, unul al dezvoltării, dacă este să îl parafrazez pe edilul municipiului Suceava. Alminteri, urmărim și materialul preluat din InfoPlus și ne întoarcem. Primăria municipiului Suceava va aloca în acest an pentru modernizarea străzilor 134.360 de milioane de lei, sumă considerată de primarul Ion Lungu una istorică. Lungu a precizat că 50 de milioane de lei vor fi folosiți pentru reparații, iar 84.360 de milioane de lei pentru investiții. Știm, suntem conștienți că sunt multe străzi care trebuie reparate în oraș. Sperăm să facem o nouă licitație, una multianuală, pe 2 ani de zile pentru asfaltări de străzi. Avem prins această sumă și sper să recuperăm cât mai mult din ceea ce nu am asfaltat anul trecut, a spus Lungu, care a adăugat că anul trecut din suma alocată s-au cheltuit 70% pentru întreținerea străzilor. Printre lucrări de investiții în infrastructura rutieră, primarul a amintit în primul rând de ruta alternativă Suceava-Botoșani, etapa a treia, care include și viaductul de 1 kilometru peste calea ferată din zona termică, investiție care beneficiază de fonduri prin Proiectul Național de Investiții Angel Salini, dar și de cofinanțarea primăriei Suceava și de ruta de acces în cartierul Europa. Tot la investiții sunt trecute modernizarea străzilor Lev Tolstoi, Crângului, Vasile Lucian, Emil Cioran, Vasile Lupu, Dobrile Eugen, Eternității, Plevnei și Brădetului, sensul giratoriu de la intersecția străzii Calea Unirii cu străzile Traian Vuia și Apeductului, sensul giratoriu de la intersecția Bulevardului 1 Mai cu Calea Opcinelor, calea de acces în complexul sportiv, parcarea de pe strada Mitropoliei. Astăzi mi-aș propune să discutăm două capitole importante de buget. Discutăm în primul rând de reparații străzi, unde avem o sumă foarte mare de bani, istoric, aș putea să spun, 134.360.600 de lei, din care 50 milioane de lei, 10 milioane de euro pentru reparații la străzi. Știm, suntem conștienți că sunt multe străzi care trebuie reparate în orașul nostru. Sperăm să trebuie să facem nouă licitație pentru că a fost anuală. Probabil o să facem multe anuală, pe 2 ani de zile, licitația pentru asfaltări de străzi. Avem prins această sumă și sper să recuperăm cât mai mult din ceea ce n-am asfaltat anul trecut. La fel, la investiții avem suma de 84.360.600 ca principale lucrări importante. Discutăm în primul rând de ruta alternativă Suceava-Botoșani, etapa a treia, unde intră cofinanțarea noastră și banii care vin de la penii Anghi Salini. Sper că până în sfârșitul lunii semnăm contractul. Am avut discuții la București în cursul de ieri și alaltieri. La fel de important, ruta de acces în cartierul Europa, modernizarea străzilor Lev Tolstoi, Crângului și Vasile Lucian, modernizare Emil Cioran, Vasile Lucru, Dobrile Eugen, sensuri giratorii, cele două mari sensuri giratorii, discutăm cel de la intersecția Calea Unirii cu Traian Vuia și cu strada Apeductului, discutăm și de celălalt sens giratoriu, Bulevardul 1 Mai, intersecție cu Calea Opcinilor, discutăm de modernizarea și altor străzi, Eternității, strada Plemnei din Burdujeni,
La fel, acces în complexul sportiv, strada Brădetului și, la fel de important, parcare strada Metropoliei. Deci, aceia sunt principalele lucrări care vrem să le facem pe investiții. V-am spus, avem un buget foarte mare, în primul rând, pe reparații. Îmi doresc să reparăm cât mai mult. Vom face licitație, vom face o licitație multianuală cu 2 ani de zile. Sper să avem parte de, mă rog, o licitație bună, în așa fel încât să asfaltăm, să ne mirăm constructori buni, să asfaltăm cât mai mult. Domnule Darbianu, bani câtă frunză, câtă iarbă. Da, o sumă istorică, știi? Da. De la Ștefan cel Mare nu s-au mai văzut atâția bani pentru modernizarea străzilor. De la 1457, da. Încoace. Mă duce cu gândul la o glumă care am întâlnit-o pe în social media, care spunea că dacă Ștefan cel Mare ar veni călare pe străzile Sucevei actuale, la noroiul care este pe ele, nici nu și-ar da seama că s-a întâmplat ceva de atunci. N-ar trebui acum să schimbe potcoavele. Lui armăsarului Calului. Armăsar. Bun, acum, sigur că ne-am obișnuit cu modul ăsta festivist de prezentare pe care domnul primar Lungul face referitor la bugetele care sunt de dezvoltare. Mm-hmm. Da? Acum, dacă ne uităm bine cu atenție la execuțiile bugetare de anii trecuți, când aveam tot bugete de dezvoltare, constatăm că pe partea dezvoltare în mică măsură a fost realizat bugetul. Pe partea de funcționare, dacă trebuia să dai salarii la purcoiul de funcționari publici și trebuia din instituția, din primărie și din instituțiile subordonate și trebuia să încălzești școlile și așa mai departe. Da. Bun. Noi am mai avut de-a face cu un buget care atunci a fost tot numit istoric pentru modernizarea străzilor. Deci focalizăm la ceea ce a spus domnul primar în urmă cu ceva ani. Și atunci tot era o licitație multianuală, tot s-a sperat că vin firme serioase, după care s-a constatat că evoluția prețurilor materiei prime folosite la asfaltări și reparații, de așa natură încât s-a făcut mult mai puțin decât s-a scontat. Există riscul ca lucrurile să se repete. Acum, deci e vorba de 50 de milioane de lei pentru reparații și de 84 de milioane de lei pentru investiții în infrastructură aici. Da? Deci modernizarea străzilor, așa zisa tramă stradală, care în Suceava arată mai mult a dramă stradală, pentru că avem încă un număr nepermis de mare de străzi care sunt de pământ și lucrul ăsta se regăsește noroiul, de acolo vine noroiul adus pe carosabil, în mare măsură. Și din străzile comunelor care fac parte din zona metropolitană. Până ajung aia mai se duce din el. Dar aici, marea majoritate a noroiului, care da, e noroi când plouă, e praf când nu plouă, vine din faptul că nu toate parcările arată cum trebuie și atunci pe roții au toți și vine din faptul că sunt o serie întreagă de zone în care nu este asfalt sau este asfalt plin cu gropile umplute cu ce nimerești. Bun, deci stăm foarte rău în ceea ce privește modul în care se prezintă străzile și sigur că speranța asta va muri ultima, știi? Dar dacă se întâmplă cum s-a întâmplat la precedenta licitație multianuală pentru străzi, după aceea o să ni se spună că n-au forță de muncă constructorii, că prețurile au evoluat, că o fi, că o păți. Mă rog, sigur, e foarte necesară această alocare pentru întreținerea străzilor. Asta este o realitate. Sigur, nu sunt lipsite de importanță nici celelalte obiective înșirate de domnul primar de Valma, pentru că nu sunt, marea lor majoritate, cu finanțări din altă parte, nu sunt de la bugetul local. Dar m-am amestecat mere cu pere cât bine să fie masa bogată. Deci vorbim despre bani care sunt, pe de o parte, parte mică, de la bugetul local, restul din banii europeni și bani din bugetul național. Exact. Bun, acum, oricine și-ar dori ca odată să fie realizată efectiv acea bretea care să asigure legătura spre Botoșani, numită pretențios centură, pentru a evita nebunia din zona cu centrele comerciale. Da? Deocamdată nu avem așa ceva, că ceea ce s-a făcut
acolo pe Cacaină, peste podul Unighe, te duce din nou în nebunia de la intersecția din Tumba Zahului. Deocamdată nu e mare lucru. Nu e absolut nimic. Eventual te scutește relativ dacă mergi doar la Iulius Mol. Dar dacă dă, Doamne, și nu plouă, totuși, da, poți să te înduri, să treci pe subțevile alea și pe calea ferată și ajungi, într-adevăr, în Prelipca, sus, în Plopeni, dar numai dacă nu plouă, că dacă plouă, ai terminat. Dacă plouă, s-a terminat. Este viitorul drum despre care tu vorbești. Sperăm că se va face. Vine și când s-a dat drumul la acea bretea, la prima fază, nu s-a lărgit acel pod peste Cacaină și acolo. În fine. Dar, mă rog, sigur că ne-am dorit, oricine și-ar dori ca lucrurile să arate cum trebuie, să se rezolve în fine și sensul generatorul de la intersecția Traian Voia cu bulevardul întâi, cu calea Unirii și giratoriul de la bulevardul 1 Mai cu calea Opților și toate celelalte căile de acces către complexul sportiv, ipotetica parcare de pe strada Mitropoliei, acolo este o nebunie. Giratoriu cum o iei spre Arhiepiscopie și se blochează tot. În momentul în care e un eveniment religios și vine multă lume cu a fost mașina de Bobotează, este de 23-24 iunie. Sunt o grămadă de evenimente când lucrurile, dar chiar și duminica, o duminică obișnuită când vine lumea la Sfânta Liturghie. Deci una peste alta, e bine că banii sunt prevăzuți, să vedem că vor fi și executați, că treaba este cu cale lungă, da? Licitație multianuală, să vină constructori, să fie serioși, să aibă oameni, să nu se mai scumpească. Să muncitori, că da. Și asta era o problemă, rămâne exact, o problemă. Exact, rămâne o problemă, iar ceea ce s-a făcut, s-a făcut cam de mântuială. Dacă vezi plombele apuse, mereu sac, știi? Asta este. Cea mai celebră, știți care este? Făcătura, cea din Burdujeni Sat, după ce au fost făcute racordurile la gaz metan. Acolo deja deci, este o zonă majoră bătaie de joc, da. Aia este o majoră bătaie de sinistru. Asta e situația. Deci, practic, eu înțeleg mândria, domnului Lungu spune că vom face și vom trece, dar nu am prea văzut până acum realizări concrete pe strict pe problema asta. Știți cum sar becurile în trafic în timp ce merg autobuzelele astea verzi pe gropile din Suceava? Astea ecologice. Da, și a spus acum șefului TPL, ia refătul strategia de transport, că nu-i bun, mie nu-mi place ce ai făcut aici, nu e bun. Avem oameni nemulțumiți, domnul director. Și da, domnul director zice votanții, să trăiți. Votanții din Burdujeni Sat. Da. Deci sunt tineri care habar nu o să folosească telefonul să folosească aplicația aia pe e-ticketing, nu știu ce e, și sunt moșnici care sunt meșteri, frate, în treaba asta. Da, până la urmă, deja e un firesc ca să poți să folosești smartphone-ul în diverse scopuri, da, inclusiv în scopul ăsta. Mm-hmm. Dar una peste alta, deocamdată, în ciuda faptului că a venit parcul, că, în fine, marea majoritatea zdrobitoare a autobuzelor electrice sau microbuze, alea mari pentru străzi mari, alea mici pentru străzi mici, cum ne spunea domnul Lungu, au sosit. Nu se vede nimic. Iar povestea aia cu afișajele când vin în câte minute, aia este pur și simplu o glumă proastă. E înjurătură, e loc de înjurat. Da, adică e un singur lucru adevărat acolo, scrie testare 0 da. Minute. Știi? Atât, altceva nu. Rest, nu. Eu asta de curiozitate, eu nu circul cu... O să-mi cumpăr un car de la portofel și o să văd, dar întâi să se mai așeze lucrurile. Cert este că nu prea se știe exact, nu prea găsești prea să spui dacă vrei să ajungi de acolo, acolo, să știi cu ce mijloc mergi sau cum este elementar în stație să fie afișată teorele la care trebuie să vină, numărul 1, 2, 4, cât o care o fi. Da. Cum se întâmplă în orice transport public, te duci în București și vezi, așa e planificat, că nu se respectă exact, asta e altă discuție. Dar de bine de rău că am ști pe când să, și mai ales pe zonele limitrufe unde frecvența e mai scăzută, e important să știi la ce oră pleacă. Și cât trebuie să plătești, pentru că, de fapt, taxarea începe din momentul în care ți se eliberează biletul, nu din momentul în care îi încep călătoria.
Da, ceea ce nu este ok. Ceea ce nu e ok deloc. Că mod normal ar trebui atunci când l-ai validat. Noi suntem niște idioți așa, care n-au ieșit din nu știu ce gândire a existat aici, dar suntem departe de modul în care funcționează acolo unde funcționează. În aia la altă lume. Exact. Și uite, dar te duci în București, te duci în Cluj, te duci așa. Acolo în București poți să plătești pe STB și cu cardul bancar. Poc, și ți-a luat. Dar, în fine, asta este o altă discuție. Da. Nu are rost, nici nu mi-am închipit niciodată că o să ajungem. Pentru că nu există oameni cu viziune, nu există viziune. Au existat numai povești, că sunt verzi autobuzele, că facem așa. Că lumina am luat premii la concursurile de ale Asociației Municipiilor din România, la care toți au premiu. Câte un premiu într-un an unul, într-un an altul. Aici cotizează acolo împreună și împreună își dau premii între ei. Exact. Asta este toată povestea. Dar una peste alta să sperăm că demersul ăsta cu alocarea unui buget de dezvoltare se va regăsi faptic. Nu va fi doar o scriere pe o bucată de hârtie. Am înțeles. Mergem mai departe. Asfaltator și drugher cu diplome, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem ce spune Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, adică ceea ce spune absolut concret domnul Bălăuseac. Începând cu luna viitoare, Centrul de Formare Profesională al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava este pregătit să înceapă primele cursuri de formare profesională din acest an. Semnalele primite de la angajatorii locali în această perioadă motivează conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava să acorde prioritate calificărilor din domeniul construcțiilor, lucrările autostrăzii A7 fiind obiectivul unor firme de profil din județul nostru. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă pregătește documentația de autorizare pentru cursurile de dulgher și fierar betonist, iar Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Cluj, furnizorul autorizat partener, va obține luna viitoare autorizația pentru cursul de asfaltator. Cei care doresc să se califice în aceste meserii atât de căutate de angajatori pot trimite deja online sau în format fizic o cerere tipizată, urmând ca documentația de înscriere la curs să se completeze sub îndrumarea celor de la centrul de formare, tot online, sau la sediile agenției și punctelor de lucru ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava. Studiile minim necesare pentru accesul la cursurile de dulgher și fierar betonist sunt cele general obligatorii, 8 sau 10 clase în funcție de anul absolvirii, iar la cursul de asfaltator sunt necesare studii gimnaziale. Cursul de dulgher, cât și cel de fierar betonist, au o durată de 5 luni, iar cursul de asfaltator durează 3 luni. Șomerii înregistrați în baza de date a agenției și persoanele fără venituri sau cu venituri sub indicatorul social de referință au prioritate la înscriere și urmează gratuit cursurile de formare profesională. Domn Bălăuseac, actualmente șef la AJOFM, a fost șeful agenției de la Fălticeni și domnia sa știe ce spune, pentru că și de acolo de unde vine dumnealui, nu prea găsești asfaltatori și dulgheri așa repede, adică multă muncă, bani puțini. Da. Problema este reală și cunoscută de foarte mult timp, adică unele din specialitățile foarte căutate este aceea de fierar betonist. Uh-huh. Nu-i muncă ușoară, că acolo tot strângi la fiere, la așa. Foarte bine plătit afară. Deci în țară au rămas relativ puțin, în orice caz, mult prea puțin față de necesarul respectiv. Și valabil și pentru dulgheri. La asfaltatori nu știam că există o criză. Nici eu nu știam că există chiar o criză, dar hai să zicem. Oricum, deci e un lucru cunoscut. Acum, pe măsură ce îi califici, există riscul că să și pleci afară unde se caută. Că așa se întâmplă și cu ospătarii, așa se întâmplă, din păcate, și cu medicii, așa se întâmplă cu oricine primește cât de cât o anume abilitate profesională, caută să fuge. Păi dacă patronul, dacă îi dă salariul minim pe economie, doar nu-i tâmpit să rămână. Bun, s-au încercat niște chestii să se mărească nivelul la... S-a mărit salariul minim pe economie în sectorul construcții. Da. Dar nu stă nimeni cu 3.000 de lei în construcție salariul minim. Revenind la chestiunea pusă în discuție, sigur, este o inițiativă lăudabilă a celor de la
centru de formare profesională și ocuparea forței de muncă, până la urmă e asta trebuie să facă. Să găsească oameni să-i formeze astfel încât ei să poată veni în întâmpinarea pieții muncii. A venit Grindeanu și a spus: fraților, sunt bani mulți în infrastructură, eu dau drumul, dar dacă n-am muncitor, ce fac? Păi... Și ei, între ei, la partid, cele două ministere, nu? Da. Au spus: băi, hai să dăm drumul, că ăsta e Ministerul Muncii. E al Botoșaneanului, condus de Botoșanean, de PSD, nu? Da, dar adică, să dăm drumul la meseriași. Corect. De seniori. Exact, da. Să se ocupe și de juniori. Bun, acum trebuie spus un lucru, că nu oricine poate să facă o muncă de fierar betonist sau de dulgher. Pentru că presupune o anume stare de sănătate, o anume vigoare fizică. Acum nu o fi mare filozofie acolo ca să deprinzi niște automatisme, până la urmă, că asta constă o muncă fizică. Nu? Că sunt munci fizice, nu trebuie. Și oricum, fierarul betonist respectă eventual o planșă, o chestie de genul ăsta. Și nu cred eu că e foarte greu să înveți lucrul ăsta, dar trebuie să fie oameni care să și poată munci și să și vrea să muncească. Ori, din păcate, noi în România am rămas cu foarte mulți care, aia care aveau de muncit și vreau să muncească și erau cât de cât serioși, au plecat afară. Și atunci ai rămas cu ăștia care nu pot să-i reciclezi doar la bodega unde primește pe caiet adio mamă. Exact. Cam aici ne aflăm. Dar una peste alta, este bun că se încearcă așa ceva. Mai ales că nu sunt condiții draconice, nu-ți trebuie doctorat, nu-ți trebuie masterat. 8 sau 10 clase trebuie să ai pentru a putea să accezi la astfel de cursuri, la dulgher și fierar betonist. Cursul durează 5 luni pentru fierar și dulgher și 3 luni pentru asfaltator. Da. Ei, 3 luni trebuie să înveți, să faci diferența între vară există, și iarnă. Sigur, există că AJOFM-ul se adresează punctual o anumite zone. E vorba de faptul că există șomeri înregistrați în baza de date, da, care au obligativitatea, între altele, să și răspundă. Își fac și ei cu ocazia asta norma, că dacă că este exact loc, ai exact diplomă și nu te duci, te saltă de la ajutorul de șomaj, adică da, nu ți-l mai dă. Nu, aici trebuie făcut ceva, pentru că mulți făceau jocul ăsta, lucrau câteva luni, intrau în șomaj, ori până la urmă fugeau de muncă și primeau totuși un ban. Dar să sperăm că vor fi amatori și că într-un final se vor găsi dintre cei care absolvă aceste cursuri înalte și oameni care să și muncească, știi? Că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în perspectiva PNRR-ului, care de bine de rău a primit finanțare și pe segmentul ăsta, va fi mare necesar. Suceava vrea să rezolve treaba asta cu pe A7 Suceava, Vatra Dornei, cu oameni din Suceava. Bun, cum? Acum, cu cine? Asta cu este... angajați din primărie, cu cine naiba poate să facă treaba? Oh, ea sunt mulți și destul de vânjoși, așa. Cu asfaltatori și dulgheri, frate. Exact. Și sudori. Bun, acum, sigur că, într-adevăr, dacă oricine ar câștiga licitațiile de execuție, când se va ajunge, că deocamdată încă facem foreri. E basm, stați liniștit, că mai sunt SF. Da, atunci firmele care vor câștiga probabil că nu vor fi de aici, că avem puțin firme care să se ocupe de domeniul ăsta, dar cei care vor veni vor căuta să folosească forță de muncă locală, că sunt cheltuieli mai mici. Deci, într-un fel, gândirea nu este aiurea a celor de la AJOFM, să vedem realizarea concretă, practic. Da, subiectul al treilea este cel referitor la gripă. Vorbim despre Flurona, avem și decese în județul Suceava, urmărim materialul. Medicii pediatri suceveni se confruntă cu un număr mare de copii care au nevoie de spitalizare din cauza formelor grave de viroze și pneumonii, cazurile grave din județ fiind direcționate tot către Spitalul Județean din cauza numărului mic de medici pediatri din județ. În secția de pediatrie a Spitalului Județean sunt internați 35 de copii cu viroze respiratorii, iar alți 10 copii sunt internați în secția de boli infecțioase. De asemenea,
asemenea, numărul de prezentări la unitatea de primiri urgențe a spitalului se menține ridicat de luni dimineață de la ora 8 până marți dimineață la ora 8, înregistrându-se aproximativ 270 de persoane care au solicitat asistență medicală. Foarte multe dintre acestea prezentau afecțiuni respiratorii. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor se recomandă respectarea cu strictețe a măsurilor de igienă, evitarea spațiilor aglomerate și vaccinarea ca formă de protecție suplimentară. Vaccinul antigripal se face anual cu ser adaptat tulpinilor virusului în circulație. Vaccinarea antigripală nu garantează că persoana respectivă nu va face gripă și o ferește de formele grave ale bolii. Nu, încă nu este obligatorie purtarea măștii, însă, din păcate, după pandemie, după o întreagă perioadă de pandemie, tot nu știm să ne suflăm nasul și să tușim, domnule Damian. Bun, asta probabil că vom învăța destul de greu. Numai știi? Când se ajunge la zeamă de săcriu, atunci poți să înveți. Problema este altfel... cu spălatul mâinilor, care... Țin minte că circula povestea aia că întreba unii, bun, dar până când mai trebuie să ne spălăm pe mâini? Păi au crezut că datorită epidemiei de COVID. Ăștia suntem. Aici ne aflăm, educație sanitară nu prea se face nici la școală, nici în familie, că dacă s-ar face în familie ar fi cu totul și cu totul altceva. Bun, e un lucru cunoscut că periodic infecțiile respiratorii și gripa anuală, de sezon, sunt mai dure. Adică sunt ani în care sunt puțini îmbolnăviți, ani în care sunt mult mai mulți pacienți care suferă de gripă, de gripa sezonieră, cum se spune. Nivelul de violență însă e un pic diferit. Diferit. Sunt ani în care aveam și înainte de ordinul sutelor decese, uh-huh, alți ani în care aveam de ordinul zecilor. Se pare că anul ăsta vine cu un număr mai mare, deci va fi un an cu în care gripa și infecțiile respiratorii lovesc puternic și pe fondul celor doi ani anteriori de izolare, când s-a purtat mască și când gripa, nici nu auzeai de gripă, COVID-ul își vede mai departe de drum, dar a scăzut mult în incidență. Și în incidență și în gravitate. Pe când la boli, la infecțiile respiratorii, lucrurile stau cu totul altfel, vezi că sunt un număr ridic, 35 de copii cu viroze respiratorii care au necesitat internarea în spital. Iar da, era de așteptat că acum, până la sfârșitul lunii, vom avea puseul. Pentru că a reînceput școala și atunci, sigur că... Avem 2-3 zile de reprize cu vreo 13-14 grade și e păcăleală iarăși. Și asta contribuie. Vor fi și puntea asta pentru bugetar, când lumea va merge, se va distra. 24, 23, 22, 21, da, ianuarie, nu? Da, exact. Și iată că până la sfârșitul lunii s-ar putea întâmpla să avem probleme, adică sistemul sanitar să aibă probleme. Spunea aici că la UPU, de luni dimineața la 8 până marți la 8, au fost 270 de persoane care au solicitat asistență medicală pe problema asta, foarte mult, foarte în condițiile în care era o zi lucrătoare, erau și centrele alea create special, un fel de centru de permanență, medici de familie și mai departe. Deci lucru este îngrijorător. Bun, pe de altă parte, pe nebunia asta antivaccinistă care a fost generată de pandemia de COVID, sunt și puțini cei care și-au făcut vaccin antigripal. Ori e cunoscut că, spre deosebire, poate de primele forme de vaccin COVID, care au fost oarecum experimentale, că nici nu puteai, vaccinul antigripal se face de ani și ani, este sigur, este eficient, mai mult decât atât, este făcut în baza unor cercetări, unor modele matematice care izolează, care sunt tulpinele care vor fi circulante și produc la nivelul lunilor de toamnă, se distribuie vaccinul corespunzător. Sunt puțini cei care au făcut vaccinul și de aici asigur că numărul celor infectați este destul de mare și vom avea, cum am avut și în județul Suceava, vom avea și persoane care, din nefericire, vor pierde lupta cu boala.
Da, ultimul subiect, mai avem la dispoziție vreo 3-4 minute și vreau să-l și comentăm. Gigacalorie mai scumpă în municipiul Suceava. Urmărim declarațiile din conferința de presă. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că noul preț al gigacaloriei în sistem centralizat în municipiul Suceava va fi de 567,92 lei. El a arătat că municipiul are noroc de subvenția pe care o primește de la bugetul național. Acesta a amintit că majorarea prețului gigacaloriei va determina o creștere cu 3 milioane de lei a valorii subvenției pe care municipalitatea trebuie să o plătească și că speră să obțină acești bani de la bugetul de stat. Primarul a spus că, în continuare, la Suceava se produce cea mai ieftină gigacalorie din țară. Da, o veste nu v-am plăcută, dar asta este realitatea. Se scumpește din nou prețul la gigacalorie. Ne-a venit de la ANRE și ANRSC. S-a mărit prețul la transport-distribuție cu 28,4%, la 267,24 la 346,17%. 28,4%, pe total va crește gigacaloria de la 511,99 de lei la 567,92, o creștere cu 10,9%. Nu avem soluții, așa cum v-am spus, avem noroc că ne vine această subvenție de la stat și, așa cum v-am spus, deja am depus de contul pentru a doua jumătate a lunii decembrie în valoare de 5.506.594,46 de lei. Acesta e deja 11 milioane și cu 516 și ar trebui să mai vii pe luni ianuarie, februarie și martie. Deci cumva ne-am închide cu banii de la bugetul de stat pe aceste subvenții. Sigur, singura soluția noastră este aici să reabilităm consumul de transport distribuție. Aici intră și parte din pierderi, în așa fel încât să avem și transportul și distribuția cât mai eficient, așa cum este societatea de producere, sursa pe biomasă. Bun, cum comentăm aici? Că, de fapt, ne-am fi așteptat, nu? Sigur, era previzibil. Facem ce facem și vrem, nu vrem, ajungem la minunatul sistem de încălzire centralizat al municipiului Suceava. Compare de jos în sus. Exact. Deci, practic, noi avem un sistem care, dacă ne uităm cu atenție, este în pragul colapsului. Să nu uităm că la centrala care produce pasămite cea mai ieftină gigacalorie din țară, bioenergie, au ajuns să fie acționari doar finanțatorii băncile, pentru că ceilalți au fugit, dacă ți-aduce aminte, directorul Adrem, inițiatorul întregului proiect, a spus că asta este o gaură neagră. Nu mai vorbesc despre cei de la Termonet care trebuie să transporte pe rețelele obosite ale municipalității. Care transportă, dar înjură, dar transportă. Exact. Și care acum au făcut o documentație către ANRSC, că documentație a fost acceptată de ANRSC și ANRSC a avizat o creștere cu 28% a prețului pe transport. Da? Ceea ce se reflectă cu o creștere peste 10% la prețul total. Și atunci gigacaloria ajunge să coste 567,92 lei. Bun. Domnul primar vrea să ne liniștească, spune nicio problemă, populația va plăti tot 240 sau cât plătește acum, pentru că se vor da subvenții. Dar în momentul în care cetățeanul plătește 42%... Nici astăzi nu sunt date subvențiile. Păi nu sunt date, încă se așteaptă să vină de exact. Unde și așa mai departe. Și așa dacă nu plătesc, le taie. Deci oamenii plătesc preț integral. Subvenția va trebui să crească, că și așa era mare, cu încă 3 milioane de lei datorită acestui sal. Pentru că, așa cum spuneai foarte bine, noi producem undeva în vale și împingem, pompăm agentul termic până în 8 în sus și așa mai departe, prin niște rețele obosite, care n-au fost restabilite, refăcute, reparate, înlocuite în ritmul în care ar fi fost de dorit. Și deja încep să funcționeze mai prost cele care au fost făcute pe zonele în urmă cu câțiva ani.
Deci, practic, sistemul ăsta se vede încă o dată că este un sistem nefericit, un sistem ineficient, un sistem care papă foarte mulți bani publici, că pe mine nu mă încălzește cu nimic faptul că vin banii de la buget. Aia sunt bani care venind subvenție de la buget, sunt bani care lipsesc din altă parte. Unde? De la dezvoltare, de la investiții. Și atunci n-ai infrastructură, nu ai asistență medicală, nu ai educație. De acolo lipsesc banii. Păstrând, a fost încăpățânarea domnului Lungu și a echipei PDL-PNL de a ține în viață acest sistem care, ba, ne și mândrim cu el. Hey. Bun, și mai e un lucru aici care iarăși trebuie luat în considerare, anume faptul că mai puțin de jumătate din populația municipiului beneficiază de acest preț subvenționat la gigacalorie. Cealalți plătesc întreg. În detrimentul celorlalți. În detrimentul celorlalți. Deci, practic, nu le ia din buzunar, dar rămân mai puțin bani la bugetul local și la bugetul central datorită acestor subvenții date pentru ceea ce ar trebui să se folosească. Deci pentru drumuri, pentru ce spuneam mai înainte. A, da, se poate spune că se ia din buzunar, pentru că dacă ăștia plătesc la agent termic subvenționat, iar gazul metan nu plătește subvenționat, se cheamă că ia din buzunar. Păi, energie electrică, gaz metan, ceilalți plătesc normal, pe când ăștia... Și nu este corect. Acum, probabil că... majoritatea din Consiliul Local, majoritatea PNL din Consiliul Județean, un lucru vor ține cu dinții la acest sistem care se dovedește a fi unul găunos și este găunos nu numai în Suceava, e găunos peste tot unde a fost el păstrat, vezi situația din București. Dar lor deja le-a sărit gigacoloria în 800 e, și vă cred. E mort îmbrăcat frumos. Exact. Și atunci arată bine. Asta este situația. Nu știu când ne va veni mintea la cap, dar ceva trebuie făcut. Mulțumesc tare mult, domnule Danubianu. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Până data viitoare, toate bune!